Doamnelor și domnilor deputați, stimați colegi, astăzi România are un Parlament nou și vreau să vă felicit pe toți cei care faceți parte din acest for suprem al democrației. Le urez bun venit celor care, mai ales tineri, au preluat primul mandat de parlamentar. Au intrat în acest legislativ și formațiuni noi. Este un lucru bun pentru democrație, este un lucru bun pentru Parlament, care are astfel o reprezentativitate mai mare. Este important să aflăm și să dezbatem puncte de vedere noi, exprimate de reprezentanți noi. Este esențial ca partidele din opoziție să-și poată exprima punctele de vedere cu toată vigoarea. Cred că avem acum șansa să facem din nou vii actele de civilitate parlamentară așa cum ele au fost transmise de la începutul anilor 90. Faptul că ne găsim azi aici arată că oamenii au avut încredere în noi, că și-au pus speranțele în noi, că ne-au dat șansa să facem ceea ce nu s-a făcut încă și să îndreptăm ceea ce s-a făcut strâmb. Dragi colegi, aș vrea să vă propun ca începând de astăzi să încercăm să fim nu doar colegi. Vă invit să fim parteneri, vă invit să fim o echipă care trage în direcția binelui public. Nu e cazul să formăm cu toții un partid mare și unic. Dimpotrivă, e necesar ca fiecare partid să-și facă auzită vocea și să lupte pentru ideile în care crede. Ceea ce vă cer este să privim împreună la proiectele mari, să lăsăm la o parte interesele mici atunci când este în discuție interesul țării. Vă invit să colaborăm cu luciditate națională pentru cauzele mari și să ne păstrăm luptele politice pentru cauzele mici. Parlamentul României este o instituție peste care ultimii ani au așternut o reputație discutabilă. Poate e nemeritată, zic unii, dar în același timp este un fapt. E misiunea noastră să refacem reputația Parlamentului. Și nu putem face asta decât colaborând, decât lucrând cu responsabilitate civică și națională. Cred că a doua misiune esențială a actualului Parlament este aceea de a face ordine în legislația românească. S-au adoptat în decursul anilor prea multe legi care se bat cap în cap, care sunt inadecvate, care încurcă societatea și raportul între instituții. Actualul Parlament are această datorie de a pune ordine în acest hățiș legislativ. Voi iniția un proces parlamentar prin care, împreună cu toate instituțiile abilitate ale statului, dar în primul rând cu guvernul, Parlamentul să facă ordine în legislație și să clarifice raporturile dintre instituții. Această ordine este una din condițiile fundamentale ale aplicării legii în România. Sunt convins că împreună putem realiza o adevărată reformă a legislației constituționale. Nu avem dreptul să mai ratăm acest proiect. De asemenea, ține de noi să restabilim puterea instituțională a Parlamentului și vreau să pornim împreună acest proces. Activitatea de control a instituțiilor pe care Parlamentul e abilitat să o exercite nu trebuie să mai fie mimată. De asemenea, vreau să transmit un mesaj foarte puternic. Parlamentul este locul unde se naște legea, dar și locul unde se stopează abuzul în aplicarea ei. Anul 2017 și anii care urmează nu sunt ușori. Toți ne-am angajat în această campanie electorală să producem creștere economică susținută și să aducem bunăstare românilor. E datoria noastră, a parlamentarilor români, să facem legi bune și clare. Datoria noastră să-i ajutăm pe români să creadă în România. Vă mulțumesc!